Un băiat de 15 ani din județul Neamț a murit din cauza unei răceli după ce a fost purtat prin trei spitale într-o singură zi. Băiatul, elev la seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, a început să se simtă rău la ore. Avea febră și frisoane. A rugat o rudă să-l ducă acasă în comuna Fărcașa, unde locuia împreună cu bunica. Când a văzut că abia se ține pe picioare, femeia a chemat medicul de familie, care a decis ca băiatul să fie dus la spitalul orășenesc din Bicaz. Starea pacientului era gravă de la început, copilul era în insuficiență respiratorie acută, acuza dureri toracice anterioare, era foarte tahicardic, transpirat și după primele analize s-a constatat că e vorba de un caz dificil care depășește limita de competență a spitalului nostru. De la Bicaz, băiatul a fost transferat la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Situația lui s-a agravat, iar medicii au decis să-l trimită la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iași. Aici adolescentul s-a stins din viață. Medicii spun că avea o viroză cu complicație septică. Direcția de Sănătate Publică așteaptă rezultatele autopsiei pentru a vedea dacă este necesară o anchetă. Băiatul mai are doi frați, iar părinții lui au venit din Spania, acolo unde muncesc de 12 ani, ca să-l înmormânteze.